Da, salutare dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție de Stăm de Vorbă. După cum vă spuneam, odată ce săptămâna trece de mijloc, o să avem invitați de seamă aici la noi la Smile FM și vorbim astăzi, o să stăm de vorbă, dar nu numai atât, o să și cântăm cu niște copii extraordinar de frumoși, o să vi arăt imediat dacă intrați pe pagina noastră de Facebook Smile FM Vaslui sau dacă ne urmăriți prin intermediul canalului nostru de YouTube Smile FM Vaslui, bineînțeles că este denumit la fel, și dați acolo abonare, subscribe și activați și clopoțelul. Bineînțeles, vă așteptăm și cu like-uri pe pagina noastră de Facebook. De văzut ne vedeți pe internet, de auzit ne auziți pe 93,2 MHz. Da, și să... Acum eu pe camerele de pe online o să mă fac mititel, pentru că am nevoie de spațiu, pentru că studioul nostru este foarte, foarte plin. Bună seara, copii, ce faceți? Bună seara! Ce faceți? Tot sunteți bine? Da! Da! Bine. E studioul nostru plin de veselie. Dragi prieteni, alături de noi, doamna profesoară, Carmen Trufia, este coordonatoarea, cheia și lăcata Asociației Culturale Domisong, asociație care, pot să spun, crește copii? Da, putem să spunem așa, sigur. Îi învață pe niște copii niște lucruri extraordinare. Pune umărul la primii pași în viața a o grămadă de micuți și ne bucurăm să vă avem astăzi la noi în studio, pentru că știu sigur, și vă spun de ce, pentru că știu sigur, au repetat un pic copii, cântă foarte frumos și o să ne cânte și nouă la radio, înainte de a ne apuca de cântat, înainte de a îi pune pe copii să ne încânte urechiușile, vreau să îi lăsăm așa și să se acomodeze cu atmosfera din studio. Până una alta, o să mai vorbesc eu cu doamna Carmen Trufia. Probabil mulți dintre cei care ne urmăresc la această oră, ori pe radio, ori pe online, nu știu cine este Carmen Trufia. Cine sunteți și cum ați ajuns să faceți asta, să aveți o grămadă de copii alături de dumneavoastră, să-i învățați, cum am zis un pic mai devreme, să-i ajutați să facă primii pași în viață. Eu, de exemplu, să am vârsta lui Mircea, mi-era frică să urc pe o scenă. El a urcat probabil pe mai multe decât mine. Sigur, sigur. Da, a urcat. Cine sunt? Dacă mă întrebați acum un an, spuneam profesor, nu, ce am studiat toată viața, nu. Îmi place să spun că sunt zâmbetul copiilor cu care lucrez zi de zi, zâmbetul copilului meu, bucuria copilului meu, a familiei mele, sunt soarele pe care îl văd în fiecare dimineață, sunt natura și mirosul pădurii, sunt culoarea mării, sunt libertate, sunt bucurie. Profesor de bucurie sunt. În arta bucuriei. Cred că este cel mai bun răspuns pe care l-am primit vreodată despre... Când am întrebat pe cineva, cine... Așa, cel mai bun. Da. Cel mai cine bun ești? O întrebare foarte bună pe care o pun și copiilor și îmi răspund la fel. Cine ești? Cine sunt? Este important să știm cine sunt. Ca și profesie. Da. Ca și profesie. Da. Ce aveți acolo, la bază, cum ar veni? La baza bazelor am foarte, foarte multă muzică. Am început la 10 ani, la Liceul de Artă din Iași. Am studiat foarte mult, sunt pasionată de așa ceva. Pian, clarinet, teorie muzicală, de foarte mulți ani, conservator făcut la zi, licențiat în muzica de fanfară, în clarinet, saxofon... Așa, ce să vă mai spun, foarte, foarte multă muzică și din familie. Bunicii mei au fost instrumentiști puternici, cu un auz muzical foarte bine dezvoltat. Deci bunicii, familia, fratele, cumnatul, nepotul care mi-a fost elev, nepoțelul meu Alexandru Cantea, care este un instrumentist desăvârșit pe plan național și nu numai. Un clarinetist superb, fetița la fel, domnișoara, pardon, mă scuzați, profesor de educație muzicală la școala gimnazială numărul 5 și toți așa trăim într-o armonie muzicală.
Ați spus de saxofon. Da. Știți să cântați la saxofon? Vreau să pun o întrebare așa, da. Să aflu și eu. E adevărat că cântăreții de saxofon își strică dinții? Da, este adevărat. Se mușcă de chestia aia, deci ori sufli, ori muști, nenă. Deci doar se sprijină. Cu dinții de sus se sprijină muștiucul, cu buza de jos trebuie ținută la jumătatea muștiucului pe dinții de jos și depinde cât studiezi. Dacă studiezi 4 ore, este sigur, îți afectează dantura, dar în același timp, să luăm partea pozitivă, deci asta este cel mai negativ, partea pozitivă este că nervii dinților acționează foarte frumos și super armonios cu creierul și cei care studiază saxofonul au o trăire interioară care nu poate fi spusă în cuvinte, în scris. Da, într-adevăr, e unul dintre cele mai faine instrumente alături de vioară, saxofon. Da, și pianul, care este regele instrumentelor. Așa este. Salutăm toți cei care, toți urmăritorii, da, de pe online, de pe pagina noastră de Facebook și de pe canalul nostru de YouTube. Să facem cu mâna, copilași! Hai! Hey! Vă pupăm! Așa, să știți că ne auziți și pe 93,2 MHz în tot județul Vaslui. Este momentul să vă dau știrile locale. Să știți că noi o să mai rămânem pe partea de online, să mai discutăm, să mai întrebăm pe doamna Carmen Trufia de ce mai face și de perspective și de toate, ne apucăm de descusut, ce să mai, în timp ce voi ascultați pe radio știrile și reclamele, iar noi imediat după revenim cu acești copii minunați care o să ne cânte, o să facem cunoștință cu fiecare în parte, o să fie o emisiune, vă spun eu, delicioasă. Vă las cu știrile și imediat vin și reclame, că da, fără nu se poate. Smile FM. Hei copii, cum sunteți? Bine. E bine! Vă plictisiți? Bine. Nu toți aveți căști și dar eu sunt sigur că aveți un auz fin și o să ne auziți cam ce mai discutăm noi pe aici. Da. Sunt niște copii delicioși, din punctul meu de vedere. Zice... Se aude? Se aude, bineînțeles că se aude. Te auzi. Cum e cu... vremurile astea în care trăim, ne uităm la ei cât de bucuroși sunt și dacă noi adulții ne uităm așa un pic în urmă cu vreo 2 ani și acum am mai venit și cu... Nu vreau să vorbesc foarte mult de treaba asta, dar... cum simt ei, ăștia micii, cum simt această perioadă? Cred că de la 10 ani în sus simt mai puternic așa ce se întâmplă. Important ce este și ce aș dori așa să transmit părinților, să renunțe total la televizor. Aha. Total, definitiv, nu știu. Știrile pe care trebuie să ne luăm fiecare, cum a fost cu COVID-ul, cu războiul, din presă este cel mai recomandat. Copiii sunt foarte afectați. Am văzut pe Facebook, postați copii cum explică ce se întâmplă în timpul războiului. Oh, meseria lor, jobul lor este să se bucure. Da? Deci ei sunt făcuți și merită să fie protejați de tot ce este în jur și țin foarte mult. Una din misiunile mele personale descoperite recent este că îmi doresc foarte mult ca, nu că îmi doresc, să am timpul și atenția necesară spre fiecare copil în parte, nu doar a scoate la suprafață, eu știu, talentele muzicale, prin muzică să putem alunga toate fricile, tot ce este negativ în jur, pentru că ei merită să trăiască o viață frumoasă, alături de familie, de mamă și de tată, într-un spațiu armonios și sigur. Pe de o parte, dacă stăm să ne gândim, copiii merită într-adevăr o viață din asta, viața de copil până la urmă. Sigur. Au ei timp să se gândească la maturitate, la război, la COVID și așa mai departe, așa că într-adevăr părinții ar trebui să aibă o relație și să-i protejeze de toate informațiile astea care vin tăvălug, cel puțin în ultimii ani, odată cu izbucnirea și pe bună dreptate. Ne avantajează că avem internetul, dar uneori trebuie să știm și cum să gestionăm. Cu putere mare înseamnă responsabilitate mare, zicea într-un film din ăsta, Spider-Man. V-ați uitat la Spider-Man? Da! With great power comes great responsibility. Așa. Și eu. Bine. Ce alte pasiuni
mai, ne mai puteți împărtăși? Ce să vă mai spun, alte pasiuni descoper în fiecare sufletel de copil cu care interacționez, indiferent cât timp stă în viața mea și cât, eu știu, cât lucrează alături de mine. Îmi doresc să scot, adică să evidențiez doar ceea ce, eu știu, nu când părinții sau mama sau tata nu văd în copil, că normal părinții văd cel mai bine și știu și simt, doar că să-i încurajez prin blândețe și prin, cel mai important, fără critică. Asta, deci, pe pielea personală, pe viața mea personală am probat, am testat legat de creșterea copilului. Mă refer aici la fiica mea. Deci critica nouă, să nu mai arătăm cu degetul, este foarte important și le recomand părinților să nu mai arăte cu degetul că ești într-un fel și să repetăm, ești obraznic, ești indisciplinat. Nu, degetul care îl arătăm înspre copil, să-l arătăm către noi. Ce este important? Dezvoltarea noastră personală. Ce citim, ce audiem, unde petrecem timpul în afară de job, de serviciu. Toți muncim, avem servicii, responsabilități. Important este să ne cunoaștem pe noi, noi pe noi ca adulți, să ne iubim, să ne acceptăm așa cum suntem, cu bune, cu rele, și în copil reflectă, deci eu în fiecare copil eu văd exact ce face mama și tata, adică cum este mama și tata, așa este copilul. Să nu mai arătăm cu degetul, cu critică, nu știi să faci, nu știi să faci, nu rezolvi, ești obraznic, ești neatent. Nu, asta e jobul lor, să fie obraznic, adică nu obraznic, să fie vitali. Și probabil, dacă stăm bine și ne gândim, această arătare cu degetul și critica asta poate să fie și sămânța bullying-ului de mai târziu. Că nu numai asta, multe lucruri. Da, poate să fie o parte de plecare. După cum ziceam, puneți umărul alături de grădiniță, creșă, cămin, școală, puneți umărul la educația acestor copii și, bineînțeles, alături de părinți. Da. Care sunt provocările? Cum faceți ca acești copii să aibă parte de învățături pozitive de la dumneavoastră? De la ce plecați și unde ajungeți? În primul rând, de la întrebări. Cum sunteți astăzi? Da, în momentul în care a venit la Canto, până pentru a mă conecta, este foarte important ca și părinții, mama, tata, să conecteze cu copilul. Fără telefon, fără tabletă, fără doar ce ai mâncat și lucruri. Nu. Efectiv, nu joacă, că nu tot timpul ai, adică un adult se poate juca cu un copil. Stai și te uiți într-un parc, efectiv îți iei copilul de mână și te uiți în ochii lui și atunci te poți simți conectat cu el. Sau acasă la bucătărie, stai și discuți despre supa cu găluște pe care a gătit-o mama. Da? Că mama are un job foarte bine definit, să hrănească familia, iar tatăl să susțină și prin siguranță și la fel cu putere, cu forță, să susțină familia pentru a crește copiii într-un mediu armonios. Întrebarea, deci, cum, în afară de la grădiniță, cum sunt astăzi? Prin întrebări foarte delicate, care sunt, de exemplu, adică delicate, întrebări care aduc un răspuns. Care este prietenul tău cel mai bun, Andra? Care este prietenul tău cel mai bun? Să ne spună, Andra, care este. Ia, spune. Vină la microfon, te rog. Cine? Este Rebecca. Așa. Prietenul tău cel mai bun, da? Da. Și cu cine, lângă cine te simți cel mai bine tu acasă? Pe cine ai? Am înțeles că ai pe cine, adică știu cum povestești la fiecare oră. Cine e? Pe Silviu. Așa. Oh, și cine este Silviu? E frățiorul meu. E, ce drăguț. El de mic și merge în patru labe. Super. Super, nu mai trebuie aparat de ăsta, de robot de aspirat. E, așa, e super. Și ce-ți face Silviu? Ce? Când, ce treci? Când eu mănânc, vine să mă călărească. Oh. Nu lasă, o deranjează în timpul mesei. Da. Da, și Andra este foarte vorbăreață, este și talentată, are și voce. Da. Și să știi că mai îmi strică și lucruri. Mi-a stricat o brățară și o carte de la grădi. Ei, să știi, când o să crească mare, o să-ți cumpere 3. Hai să vezi. Nu, dar mie îmi trebuie de la grădi. Păi da, o să ți-o repare într-o zi. Va fi bine până la urmă. Da. Și ce desenează ei cel mai frumos la grădi și mă bucur că dau seama cadre didactice din învățământul nostru, ce desenez cel mai frumos? Adică majoritatea pe care am întrebat la grădiniță, ce credeți că desenează? Curcubeu.
Deci extraordinar eu de frumos. Eu am curat la curcubeu. Așa, ai desenat un curcubeu. Ce culoare are? Munte. Astea sunt discuțiile care trebuie să le avem cu un copil pentru a-l înțelege, da, Mircea? Da. Pentru de o dezvoltare emoțională frumoasă și armonioasă. Hai, vino aici, Mircea, te rog. Un alt băiețel care vreau să vi-l prezent. Mircea, băiețelul nostru din cadrul școlii Domisong. Da, Mircea? Mircea cel tânăr aici. Și fetele de aur. Da. Ia spune, Mircea, care este prietenul tău cel mai bun? Mircea. Da, Mircea. Tot nu, Mircea. Ai zis? Da, da. A, Mircea, da, are un prieten foarte bun, Mircea. Da, cine? Hai, spune aici, la microfon. Călin. Așa, Călin este cel mai bun prieten. Și... Dar eu am pe alt Călin la grădiniță. Așa, și ce faci cu Silvi, cu un prietenul tău? Ce activități? Ce, te joci cu mașinuțele sau? Mă joc cu toate jucăriile. Cu toate jucăriile. El este pasionat de dans, face un... Nu știu ce fel de dans. Da? Aha. Deci este și organizat și ordonat. Învățăm ce înseamnă a fi ordonat, chiar și la muzică. Ei, da? Discută, ce vorbesc, da, copiii ăștia între ei? Ce vorbesc? Despre ce vorbesc ei? Despre orice. I-ați urmărit așa, da, din umbră? Da, nu din umbră, chiar foarte apropiat așa. Înainte de a cânta, v-am spus că avem, deci, momentul nostru de conectare prin întrebări pe care le... folosesc, mă pregătesc tot timpul înainte de a ajunge la ei. Una dintre întrebări, de exemplu, care sunt calitățile și darurile tale interioare? O întrebare foarte grea. Da, chiar și pentru pe asta, noi adulții. Eu mă întrebați pe... Vă pot întreba. Care sunt calitățile și darurile noastre interioare? Cum ne dăm seama? De unde le avem sau nu? Și după aia le descoperim. Deci prin întrebări le descoperim. Cum? Prin ceea ce ne spun prietenii. Da? Ia spune tu, Carina, ia vină puțin aici. Care sunt calitățile tale? Și cum a spus doamna că le descoperim? Calitățile tale interioare, da? Fiecare suntem super, super, super fain în interiorul nostru, da? Suntem oameni, ființe umane, mai ales copii. Care este calitatea ta cea mai faină? De unde o descoperim? Ce îți spune? Deci dacă trei persoane îți spun un lucru, înseamnă că așa este. Eu, de exemplu, pot spune că aici la Smile FM sau... Și aseară, mergând în mașină, deci în comunitatea noastră sunteți super, super văzuți, super vizibili, de asta m-am și pregătit pentru această emisiune, pentru că o consider că ne poate aduce mai mult împreună, mai ales în aceste vremuri, să fim mult mai uniți, să fim cum a fost perioada trecută, da? Așa. Abia așteptam. Unde pe stradă nu era nimeni. Asta a fost singura chestie care ne-am așa și, bineînțeles, că în fiecare familie s-au întâmplat câte lucruri care nu prea ne-au convenit. Faptul că mergi pe stradă, efectiv, în mașină sau stai acasă și asculti Smile FM și știi că acolo undeva este o persoană sau este un, cum aveți dumneavoastră aici, un cadru super fain, unde puteți uni, deci aveți o putere extraordinară, nu știu dacă sunteți conștienți de chestia asta. Până la urmă, asta este și scopul emisiunii, să ne adunăm cu toții, să stăm de vorbă foarte despre frumos. Orice, despre asta este emisiunea. Foarte și frumos, vă ascult. De asta deschidem ușa oricărui om vrea să participe la emisiune. De exemplu, mâine vine soția la emisiune să povestească am auzit despre, o să ascult și eu, că despre, sunt interesată. Operație de rinoplastie. Foarte frumos. Spune-ne, subiect, care este, că rămăsese... Da. Care, cum aflăm calitățile noastre interioare? Dacă trei persoane spun același lucru, înseamnă că așa este. Care noi nu ne dăm seama. De exemplu, Carina, care, hai spune, hai să lăsăm pe Carina să spunem. Calitatea mea este vocea și așa. Să cânt. Și... Cine ți-a spus odată? Părinții, da? Părinții, prima dată doamna, prietenii. Așa, prietenii. Și atunci una din, doar una, noi putem avea 5, 10, 20 și 100 de calități. Da, dar cea mai importantă, Carina, este vocea și o să auziți că este, are o voce excepțională. Carina Furcoi o cheamă. Dacă tot vorbim de voce și de faptul că dumneavoastră i-ați spus Carinei că are o voce extraordinară, să știți că primim și întrebări la secțiunea
sesiunea de comentarii, Liviu întreabă dacă i-a spus vreunui părinte care și-a adus copilul la canto că acel copil nu e de canto, pur și simplu nu are ureche muzică. Ce întrebare! Chiar vă mulțumesc frumos că mi-a spus-o. Pentru că eu aș aprecia dacă un profesor... Ce zice Liviu? Eu aș aprecia dacă un profesor mi-ar spune asta. Fata lui a făcut handball, dansuri, etc., dar de niciuna nu s-a ținut. Cred că atunci când vrei să faci performanță într-un domeniu, este importantă părerea unui expert. Este la fel de adevărat ca succesul absolut este 1% inspirație și 99% transpirație, dar uneori nu ai acel 1% talent. Dacă nu-l ai, degeaba. Talentul se... Deci, din punctul mă bucur pentru această întrebare, nu este copil să cânte fals, dragii mei părinți. Deci nu mai puneți etichete pe copii. Copilul meu cântă fals, n-are ureche. A, chiar astăzi mi s-a întâmplat, trimit un copil, dar să știți că nu cântă frumos. Dar de unde știți dumneavoastră că nu cântă frumos? Vocea se modelează, uitați-vă cât e de frumos. E ca o plastilină, așa, ca un nor pufos, așa, roz, pe care doamna lea și orice cadru didactic responsabil, îl ia și îl modelăm cum dorim noi. Dar mai ales până la 5-6 ani. Deja de la Carina este altceva, dar atunci, zi de zi, încă un lucru foarte important care vreau să-l menționez, cu pași mici putem ajunge la rezultate mari. Deci am părinți care vin, eu vreau acum să apară pe scenă și să cânt. Nu se poate. Chiar dacă nu are voce, nu are auz, prin vocalize sunt anumite exerciții, o anumită tactică pedagogică pe care dacă o dobândești... Deci durează, până la urmă, na, nu-i ca și cum ai lua un copil de 17 ani să-l pui să cânte și în 2-3 săptămâni în orice poate-și lucru. Dă el seama, dar de ce fiind mai tânăr, probabil ar dura mai mult. Da, la orice vârstă. În Italia, saxofonul se studiază de la 45 de ani în sus. Da? Așa. Pentru că are anumită deschidere către creier, către lume, pentru a cunoaște lucruri noi. Copiii pot fi modelați la orice vârstă și pot face orice. Important este răbdarea părintelui. Da? Eu am suferit. Acum consider că m-am vindecat de rana de abandon. Doar au venit și au plecat. Au venit și au plecat. Aha. Sau un părinte ia o săptămână la not, o săptămână dans. Nu se face așa. Nu se face așa ceva. De la ajunge la pasul 1 la 5, trebuie avem 2, 3, 4, 5. Nu poate ajunge copilul să sară așa deodată, să fie cel mai bun, să fie cu talent super internațional, cu voce de X-Factor, de voce rău sau ce mai emisiuni televizate. Da, deci răbdarea este foarte importantă și o recomand tuturor părinților și să nu-i mai mute de la o activitate la alta, așa țopăind. Să aibă, într-adevăr, trebuie dus copilul, este ok, îl duci la dans, la balet, la... Hai să intrăm pe radio, că e gata. Deci am discutat, dragi prieteni, nici nu vă imaginați. Am făcut cunoștință și cu câțiva copii, am vorbit un pic cu Carina, am vorbit cu Mircea. Dacă vreți să vedeți întreaga discuție, vă invităm să o urmăriți ulterior pe pagina noastră de Facebook sau pe canalul nostru de YouTube. Suntem cu niște copii de la Asociația Culturală Domisong. Suntem alături de Carmen Trufia, după cum spuneam, coordonator. Care e titulatura corectă? Mie îmi place să fiu profesor. Profesor. Doamna profesoară Carmen Trufia, de la Asociația Culturală Domisong. Sau doamna profesor al Bucuriei. Doamna profesor Bucurica. Așa. O să mai discutăm așa pe parcursul emisiunii și cu doamna profesor, dar mai întâi aș vrea să, având în vedere că acești minunați copii sunt deja nerăbdători să vă cânte, eu zic că propun să facem prima cântare cu Andra. Andra, bună, mă auzi? Da. Aoleu, ce faci, Andra? Bine. Ce-ți place ție cel mai tare și cel mai mult să mănânci? Paste. Paste. Da, crispy îți plac? Da. Așa, și mai o singură chestie te mai întreb. Dacă îți place Smiley? Nu. Nu. Dar ce cântăreț îți place? Băiat. Nu știu. Nu știi, nu-ți place, dar un cântăreț. Ce melodie ai ascultat ultima dată pe YouTube? Nu știu. Ah, ok, bine. Ea ascultă piesa, repertoriul de la canto. Și piesa Andrei este Vis de artist. Doamnelor, domnilor, să încurajăm cu niște aplauze electronice acești copii. Așa, bravo, bravo! Și în aplauzele dumneavoastră pentru prima dată în studioul Smile FM, Andra Vicol, Vis
de artistă. Ceva dintr-o dată se făcea, era în stea de cinema. În America era și în filme marca, premii multe câștiga. Pe ecrane apăream și la spectator meam, lumea întreagă mă iubea. Mă vor aprecia, îmi vor spune că sunt o vedetă, o stea de cinema. Ăsta este visul meu, nimic nu este prea greu, voi ajunge ce vreau eu. Doresc chiar foarte mult, altceva nu vreau să ascult. În New York sau în Paris, voi turna filme de vis, lumea întreagă va vedea. Îmi vor spune că sunt o vedetă, o stea de cinema. Voi fi o nouă stea. Mulțumesc! Ei, 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 ei. Super! Am făcut ceva, nu știu, a sărit un buton aici, îmi tremura mâna. Doamne, eu întrebam pe Andra dacă îi place, dacă îi place Smiley și i-a zis că nu, ceea ce era ok pentru că ea vrea direct acolo lui Smiley, trebuie să-i placă de Andra Vicul. Așa zicea în melodie. Nu așa, Andra? Da. Să-i placă lui Smiley de tine, nu, nu ție de el. Păi da, cum... Andruța a obținut premii foarte frumoase, este un copil talentat, premiul întâi trofeu la concursuri și urmează să evolueze în cadrul școlii Domnul Song în continuare. Hai, Mircea! Super! Da, hai o aplaudăm încă o dată. Să-i dăm aplauze, aplauze, aplauze! Vine Intră Mircea! Papucelul. Vine nu Mircea și el o să ne cânte Papucel. Mircea, știi ceva de, brand-uri din ăsta, de Nike, de Adidas, știi? Ce porți acum? De mașini știe, cred că. A, de mașini. Ia spune, ia spune. Bună, de mașini. Zi de mașini. Care e mașina ta preferată, zi dacă îți place Toyota? Mașina de curse. Aha, mașina de curse, deci ești vitezoman. Îți plac mașinile roșii? Da. A, deci e clar, o să spună Mircea Gică, vitezomanul Mircea, își va lua mașină mică, roșie ca focul, să-i surâdă norocul, dar norocul deja îi surâde pentru că este înconjurat de o grămadă de domnișoare foarte frumoase și foarte talentate. Mircea, să-ți urăm succes, să-ți oferim și ție niște aplauze electronice.
Și voi cei de acasă, dacă doriți să-l încurajați, aplaudați-l că el simte. Este un băiat extraordinar. Mircea, să ne cânte... Mircea Chiroșcă. Mircea Chiroșcă, să ne cânte Papucel. Am cel mai frumos cățel și-l cheamă Papucel, dar nu e prea cu mințel ca largul motănel. Papucel, Papucel, unde o fi el? Nu mai scoate iar niciun sunețel. Papucel, Papucel, unde o fi el? Iar o alerga după motănel. Papucel, Papucel, unde o fi el? Iar o alerga după motănel. Papucel, Papucel, unde o fi el? Iar o alerga după motănel. Papucel. Nu știu cuțu ce-o avea, de se ia mereu de ea. Dar nu știu că este rea, că doare pisica mea. Papucel, Papucel, unde o fi el? Nu mai scoate ea niciun sunețel. Papucel, Papucel, unde o fi el? A alergat după motănel. Papucel, Papucel, unde o fi el? Iar o alergat după motănel. Papucel, Papucel, unde o fi el? Iar o alergat după motănel. Papucel! Bravo! Hey, aplauze! La fel, Mircea, un băiețel foarte talentat. A obținut premii întâi, doi, a început cu 3-2, nu? Și ai un trofeu, Mircea? Ai obținut la un concurs? Este foarte important copiii să fie validați, aplaudați la scenă deschisă. Hai, Natalia, cu De ziua ta, mămico. Da, s-o pune și ca pe Natalia cu De ziua ta, mămico. Și așteaptă nerăbdătoare aici. Așa, vai de mine. Stai, oprinde camera. Oprinde, da, e bine, da? E bine, e bine. Natalia, doamnelor, domnilor, De ziua ta, mămico. Ziua mamei ar putea să fie în orice moment. Dacă sigur, e să mă întrebați pe mine. Nu doar de 8 martie, da? Hai să auzim. Bravo, Natalia! Super! A fost
pentru voi, super, Natalia, dragi prieteni. Fetiță foarte, foarte. Câți ani ai, Natalia? Câți ani ai? Spune la microfon, să te audă. 4 ani. Oh, te topești, efectiv. O voce te topești, minunată, te superbă. Te topești. Important este. Trebuie să băgăm o scurtă pauză de publicitate. O să mai revenim și cu Maria, Natalia, altă Natalia, Carina. Și ea o să ne cânte. Abia așteptăm să le auzim pe toate. Bineînțeles, copiii nu au n-au atâta stare. Poți să vii aici alături de mine dacă vrei. Dacă vrei tu neapărat, uite, eu te primesc. Așa, și la fire, bineînțeles, ca să nu întrerupem transmisiunea. Hai să dăm o scurtă pauză de publicitate. Noi o să rămânem online să mai discutăm un pic așa și să discutăm și cu ăștia mici și să mai vedem ce le place și ce nu le place, că să fim și noi în trend cu ei. Așa, iar imediat după reclame, cine o să ne mai cânte? Carina, nu? Da, Carina. Așa, imediat după reclame ne cântă Carina. Rămâneți aici pe Smile FM. Așa, suntem doar pe online, doamna profesoară Bucurica, doamna Bucurica, da. Doamna profesoară Bucurica. Zice... adică bucuria sau bucurie, nu? Așa, că ne zice și Nicoleta Bucuria, Solomon, da. Felicitări Bucurica, ești o doamnă unică, Nico. Și specială, da. Leunte ne salută, îl salutăm și noi înapoi. Și Nicoleta îi transmite bravo, bravo lui Mircea, bravo către, da, Natalia de la Elena Popa, Mioara, multe inimioare, Elena la fel, mulțumim. Multă emoție, văd prin emoticoane, da, emoție, mă, domne. Ne bucurăm, vă mulțumim, da, frumos. Da, da. Îl salutăm și pe Dumitru Geru, care, da, vă transmite felicitări. Tatăl Dianei, da. Da. O salutăm pe Mioara, pe Loredana, bravo Andra, fetiță isteață, zice. Și Viorica, ce copii minunați, ne mai scriu aici în secțiunea de comentarii. Da. Vă salutăm pe toți și vă mulțumim pentru like-uri și mai ales pentru share-uri. Nu uitați să urmăriți canalul nostru de YouTube, pentru că o să găsiți acolo o grămadă de chestii interesante, mai ales de astăzi, pentru că am început un nou proiect. Deci țineți aproape, mai pe seară o să descoperiți ceva foarte, foarte tare. Am fost astăzi în centrul Vaslui, am făcut interviuri. Extraordinar. Monica zice felicitări doamnei Carmen. Gabi de pe YouTube transmite și el, da, inimioare. Mulțumim, mulțumim. Ce mai... Vă îmbrățișăm. Care sunt... Putem spune că există copii obraznici? Oh, sau doar, e doar o stare în care se află ei uneori? Copii energici, poate. Energici. Obraznici n-am, deci n-am văzut, nu știu, nu iau contact cu așa ceva. Aha. Doar cu energie multă, care trebuie transpusă în muzică, dans, desen, orice fel de activitate care nu ține de cultura generală, cultura generală de la școală, unde profesorul cadru didactic are strict programa și trebuie să o parcurgă. Ce aș recomanda, adică mai multe persoane cred că au auzit și știu, dezvoltarea inteligenței emoționale la copii prin muzică sau prin orice altă activitate. Și cum spuneam mai devreme, nu există copil care să spune că, domne, nu are voce sau nu are ureche muzicală. E foarte greu de spus. Într-adevăr, sunt copii mici, am văzut și pe la show-urile astea de talente, copii foarte, foarte mici, cântă, zici că are 70 de ani de școală în spate. Dar... Avem și noi la școală. Uite, Carina, o să ascultați, să vedeți ce talent, ce voce minunată. Sunt nativi, da? Sunt copii care au voce din burtă, de la mămica lor, așa? Și sunt copii care se pot modela pe parcurs. La școala noastră de muzică mai am alți copii, la fel de talentați, foarte frumoși. Acum, la dumneavoastră, doar atât au intrat. Da. Pe această cale îi salut și îmbrățișez pe toți și mult respect și prețuire părinților care apleacă atenția către aceste activități. Hai să intrăm pe radio. Da, dragi prieteni, gata cu reclamele, am venit alături de voi, am revenit alături de voi. De obicei vă mai puneam așa o piesă după reclame, dar uite că acum avem deja muzică live din studioul nostru și anume Carina Furcoi o să ne cânte despre părinții ei. Carina, zine, îți place, ce artist îți place, înainte să cânti, zine ce artist îți place de la noi din România. Andra. Andra. De ce are o voce...
excepțional. Asta este părerea multora. Și de la băieți, așa, solist, un solist? Nu prea știu. Îți place Spike? Nu. Nu îți place. Speak îți place? Nu. Smiley? Da. Îți place Smiley. Bineînțeles că a mai crescut un pic și și-a dat seama că de fapt stai un pic. Da, o să vină Smiley odată și odată pe la Vaslui și o să te vadă cum cânti și o să-i placă și lui de tine, crede-mă. Dragi prieteni, Carina Furcoi, părinții mei, imediat o să pregătesc și eu aceea negativul, pentru că da, cântăm live la microfoane de radio, dar să știți că iese extraordinar de bine și, bineînțeles, runda de aplauze electronice și pentru Carina. Și electronice, dar și din astea așa live. Audiție plăcută, dragi prieteni, Carina Furcoi. A, nu, stați așa, că asta e asta. Gata, mei. Corect. Așa. Am nimerit-o până la urmă. Se trezesc în zori de zi și la lucruri se grăbesc. Nu-i ușor când ai copii, dar ei cu grijă mă cresc. Îmi vorbesc ușor și blând, mă învață ce să fac. Îi mai supăr când și când, dar mă ceartă. Părinții mei buni și iubitori, părinții mei două scumpe flori, părinții mei calzi, surzători, tăcuți adeseori. Mama, ce frumoasă e ea, ca o stea de cinema. Tata e actorul meu preferat, e mereu. Părinții mei buni și iubitori, părinții mei două scumpe flori, părinții mei calzi, surzători, adeseori. Părinții mei, darul meu ceresc, părinții mei cu drag eu îi privesc. Părinților eu azi le vorbesc și le mulțumesc. Și le mulțumesc. Mulțumesc. Bravo, felicitări, bravo, Carina, Carina. Felicitări, bravo, bravo, bravo. Super. Să ajungi o cântăreață mai mare ca Andra. Uite așa, numai să-i facem în ciudă. Va ajunge cu siguranță. Carina Furcoi, doamnelor, domnilor, ia să mai citim noi niște mesaje cât se pregătește următoarea solistă și vorbim cu, cred că, Maria... Maria? Cu Narcisa.
Cu Natalia, scuze. Natalia Postu. Cine m-a făcut-o mare, da. O să cânte. Până îi așează microfonul, să zicem așa. Pricop Alexandru zice: bravo Natalia, Nadia scrie: felicitări pentru tot ceea ce face, estimată doamnă Carmen. Bravo Mirici, mulțumesc, mult succes. Elena, wow, felicitări Nati, un copil minune, o steluță în devenire. Îl salutăm și pe prietenul nostru Ion Croitoru. Liviu zice, da, asta o să lăsăm pe mai târziu, să ne vă pregătiți răspunsul. Zice: dacă un copil își irosește anii încercând să facă muzică, de exemplu, și el are un talent nativ uriaș la pictură sau la sport. Da, da, o discutăm despre asta după ce cântă Natalia, cine m-a făcut-o mare, să vedem cum ar fi arătat Delia, da? Dacă ar fi venit la Smile FM în fragedă fruncie. Natalia, baftă, hai să ne cânti și după asta te mai întrebăm și pe tine un alta, da? Să cânti tare! Ajunge dai un top gun. Ajunge să cânti mi-ați noapte. Să-mi prins părul într-o parte. Ce mi-ară dintr-o carte. Aș plimbare cu un tramvai. Aș caise dacă ai. Aș fata de 3 metri. Caz armată kilometri. Așa puțin amet-o ceai. Cine m-a făcut om mare? Nu m-a întrebat ce mi se pare. Mi se pare că-i drept. Mi se pare că-i corect. Cine m-a făcut de fel? Om mare. Nu întreba ce mi se pare. Mi se pare că-i nedrept. Nu mi se pare că-i nedrept. Cine m-a făcut de fel? Jos acum din loc. Te-aș dat o treabă de făcut. Și multe altele ce-o strau. Stă acum în grija ta. Că-și dat în grijile. Bla, bla. Și mi-ar plăcea să fii mamos. Mi-e tărată, mi-e dor frumos. Sopa ca mam, să mă lin și să-mi dau seama că te cut alita flama. Cine m-a făcut-o mare? Nu mă întreba ce mi se pare. Mi se pare că-i nedrept. Mi se pare că-i corect. Cine m-a făcut fel? Nu întreba ce mi se pare. Mi se pare că-i nedrept. Mi se pare că-i corect. Cine m-a făcut fel? Să aplaudăm pe Natalia. Spune Nati, mulțumesc. Aplauze! Mulțumesc, fai din mânuțe cu mami. Mulțumesc mami că ai avut răbdare astăzi și mi-a dus la radio. Mulțumim și noi tuturor părinților. Felicitări Natalia. Natalia, la ultimul spectacol ăsta, de când a început până s-a terminat, doar pe scenă. Deci își dorește atât de mult să fie acolo pe scenă, încât mama ei face orice ca să
și cu pași mici. Bine. Ați văzut cât de încet cântă Natalia? Este foarte... zici că e o vedetă din aia de face whisper, nu știu cum, terapie cu șoapte. Și mi-o imaginez pe Natalia peste ani și ani și ani că o să fie o voce din aia super, super, super puternică, o forță în, în voce. Maria este sora cea mare, este cea care are grijă. Maria Lăcătușu. Da, Maria Lăcătușu. Ce faci? Cum te simți la noi la radio? Te-am lăsat de la urmă că știm că nu te plictisești, că mai înțelegi ce se întâmplă pe aici. Face parte din trupa de voluntari al Asociației Culturale. Mai este Elena, Briana. Este o trupă de fete așa mai mărișoare și frumoase, uh-huh, și inteligente și talentate și cu voce, care mă ajută în, eu știu, asistentele mele, le spun. Așa, deci e extraordinar. Aș vrea să am și eu niște asistențe aici la radio. După cum bine vedeți, colegii mei când se lasă seara au rupt ușile și mă lasă singurel. Ce cântăm? Da, o piesă mai serioasă. Ridicavo e ochia din repertoriul Paulei Seling. Așa. O piesă care o reprezintă pe Maria, este mare. Deci deja nu mai ne bucurăm așa cu muzică voioasă. Abordează Maria un repertoriu mai greu, mai dificil. Funcționează, adică participă în cadrul școlii de foarte mulți ani în cadrul asociației. Are câți ani, Maria? 7. De 7 ani. Da. Și tu câți ani ai în total? Da. 12. Deci era foarte micuță. Și precum e Natalia sau nu? Da. Cam așa. Că nu știu, în fine, nu mai facem acum matematică. Dragi prieteni, Maria Lăcătușu în exclusivitate, ne cântă și ne încântă și ne bucurăm tare mult că îi avem pe o mică parte din cei de la Asociația Culturală Domisong. Și în timp ce o să ne cânte Maria, că Maria Lăcătușu, am foarte multe nume în cap și toate îmi zboară. O să vă dau pe partea de online niște imagini cu întreaga echipă. Da. Toți copiii la care țin foarte mult și le mulțumesc părinților pentru tot sprijinul, pentru aportul, pentru timpul acordat în direcționarea copiilor către o educație corectă, frumoasă, plăcută și armonioasă. Maria Lăcătușu. Ajutorul meu de la Dumnezeu, Cel ce a făcut cerul și pământul. Ajutorul meu de la și pământ.
iubirea mea de la Dumnezeu, Cel ce a făcut cerul și pământul. Mântuirea mea de la Dumnezeu, Cel ce a făcut cerul și mulțumesc! Yay! Bravo! Felicitări! Stai așa că am o grămadă de butane, să dăm, să dăm cu aplauzele! Bravo! Super! Maria, bravo încă o dată! Să crești mare, să fii cu mult noroc și să muncești, pentru că, după cum bine știi, fără muncă nu sunt rezultate. Și, bineînțeles, mai ales dacă o ai și pe doamna Carmen Trufie alături de tine, totul va fi bine. Da. Sigur. Vreau să răspund domnului care a întrebat dacă investește mai mulți ani... Deci da, Maria este de 7 ani la Domisong. Ce se întâmplă? Deci a mers un an, doi la început. Deci după 2 ani îți poți da seama exact dacă este drumul copilului sau nu. Se poate retrage lăsând loc de bună zi acolo unde activezi, da? Te duci, mai probezi dans, sport și altceva și te poți întoarce. Te poți întoarce dacă te simți chemat către acel loc. Maria așa a procedat. Deci așa a rezistat 7 ani. A avut, nu știu, a mai stat 3-4 luni acasă, a venit iar la canto. Între timp acasă ea tot a cântat, da, dacă este legat de muzică. De alte activități, nu știu. Da, da, cine spune că un copil trebuie să facă o singură activitate? Adică poți să-l dai și la sport să facă și canto. Că eu stau acum și mă gândesc, când eram mai mic, ce naiba făceam cu atâta timp liber? Adică aveam o grămadă, o grămadă de timp liber când eram mai tânăr și cu sincer, grijă, să fiu... cu grijă, pentru că sunt părinți într-adevăr care duc și la not și la și am o fetiță. Nu știu la ce să mă mai duc, doamna, cum să fac? Stop, te oprești. Corect, îți alegi doar două. Nu? Da. Două din ele, da? Și mergi jumătate de an, un an, vezi că nu te regăsești și părintele simte și subtil îi îndrumă pașii copilului. Mai sunt părinți care spun: copilul meu face ce dorește, ce cum? Dar unde este fermitatea părintelui, unde este... Unii spui limite. Trebuie copiii să-i nu știu. Totuși, să sigur. I... Nu, e în drum. Spui fără să-i spui. Da. Cam așa ceva. Nu, da, da, da. Este o abilitate și asta. Nu, nu... Important e să-ți apleci atenția către emoționalul lui. Ce simte, cum se simte, de ce, ce poți face tu cu el ca părinte, eu ca mamă, în legătură cu copilul meu, să fie bine și să avem o relație ok. Nu critică, nu ceartă, nu tu, tu, tu. Eu. Tot timpul ne întoarcem la noi, cum suntem în relație și construim relații frumoase în familie. Copil-părinte. Ne salută Cosmin, foarte frumos spune Cristian, aplauze, m-a aplaudat de acolo de unde este. Mulțumim, Petru, felicitări, să susții mereu copii talentați, să descoperi din ce în ce mai mulți, îți transmite Ion Croitoru. Petru, transmite aplauze. Monica, felicitări, iubirea mea, lăcătușul Monica, da, este probabil mama Mariei, da, o salutăm. Da, o salutăm și noi, vă salutăm. Liviu, e transmite bine, felicitări. Mieta Florina, foarte frumos, și Florin Mititelu, felicitări și multă baftă, ne transmite fica mea, e tot la Carmen. Da, da, da. Așa, Cristian, poate face pentru început mai multe activități și mai târziu își va alege singur sau singură, ne spune Cristian. Este, vorbim și o oră dacă doriți pe acest subiect, se poate vorbi. Important este că prin muzică poți scăpa de frici, prin curaj, ai încredere în tine, lucrăm la atitudinea scenică, la... voce, bineînțeles, prin vocalize, la relaționare, la socializare, de asta țin foarte mult la grupul format în cadrul școlii Domisong. Noi mai mulți facem lucrurile împreună, frumos, armonioase. Unul singur, doi, nu prea. Se poate, dar nu. Deci împreună descoperim lucruri, noi pășim în locuri în care n-am mai fost și împreună putem avea siguranța unei stări de bine interioare. Vreau să mulțumesc. Da. Da.
Ne-am apropiat de final. Întârziem un pic publicitatea ca să fie, să nu ne întrerupem discuția. Cristian vă dă dreptate. Dragi prieteni, alături de noi astăzi au fost 6 stele, viitoare stele, actuale, din punctul meu de vedere ar putea fi și actuale, mai ales în ochii părinților, pe care îi felicităm pentru eforturi, îi felicităm pentru că își susțin copiii să facă activități extrașcolare și mai ales dacă e să ne luăm după declarațiile făcute în această seară aici la noi la radio, nu neapărat că, vezi, Doamne, cântă, nu cântă, sau când cântă, când vrea, când de încet, când de tare, cântă mai gros, cântă mai subțire. Este important că cântă este într-un bine, grup. Foarte bine, mai prost, mai puțin bine, mai... Este important că sunt parte dintr-un grup, sunt parte dintr-o activitate, au parte de lucruri pozitive în jurul lor și pot să vă spun că doamna Carmen Trufia este un mare plus pentru tot ceea ce avem noi pe aici prin jur. O ultimă întrebare, dacă aș putea să... Da. Sunt sigur că aveți tot felul de susținători în afară de părinți, aș vrea să ni menționați dacă se poate și sunt sigur că eu oricum mai am mai multe de discutat și uitându-mă la pozele pe care le-am văzut și le-am pus și pe partea de online, sunt mult mai mulți copii și aș vrea să-i mai văd, aș vrea să mai aduceți în altă ediție la noi la radio, să ne mai cânte, să mai discutăm despre toate activitățile și de ce nu să stăm de vorbă și cu cei care ne ascultă. Deci, în afară de părinți, ce sprijin și probabil soțul aveți? Meu? Da. Nu vă sprijină? În ce? În activități. Trebuie să fim neapărat sprijiniți de cineva? Nu știu. Dacă nu suntem noi echilibrați singuri, eu cu mine, eu cu eu. Aha. De ce trebuie să fie sau... Da, într-adevăr, împreună se pot forma lucruri și sunt lucruri frumoase. Aha. Dar în momentul în care ești tu bine cu tine, cred că este cel mai important. De ce? Pentru că dacă celălalt se întâmplă ceva, se duce. Uh-huh. Ca spre exemplu acum, da, cazul actual, ce face partea feminină fără cea masculină? Este bine să fim echilibrați noi cu noi și apoi împreună cu siguranță sunt lucruri faine. În activitățile pe care le desfășurați în afară de părinți? În afară de părinți vreau să mulțumesc Primăriei Municipiului Vaslui, asociațiilor cu care colaborez, Asociația Empatic prin doamna Mihaela Zărnescu, Asociația Artist Ramona Iloae și Luncanu. Nu mai știu, Cătălin, parcă așa. Luncanu, așa, le mulțumesc pentru colaborarea frumoasă pe care o am alături de ei și nu numai, cu școli, instituții, Școala Domiston, colaborează foarte frumos. Vreau să mulțumesc domnului Cătălin Mândru pentru activitățile pe care le-a organizat de când este la primărie, domnului Lucian Braniște și domnului primar pentru susținere, pentru că dacă nu ne formează și nu ne susțin cu o scenă, cu sunet, cu tot ce trebuie pentru a ieși în comunitatea noastră, să fim vizibili și copiii să fie validați, cred că nu ar fi ok. Așa este, pentru că am văzut o grămadă de activități făcute în centrul municipiului, prin Parcul Copou și Asociația Domnison n-a lipsit niciodată de pe scenă și e de apreciat că se oferă spațiu scenic până la urmă, ca acești copii să poată avea experiența scenei și încă o dată, după cum spuneați și dumneavoastră, să primească validarea de care au aplauzele, nevoie. Faptul că fac ceva pe scenă, să știți că primăria a fost și este nu numai alături de Domnison, de toate școlile, toate oriunde văd, primăria este alături și ne susține. Un proiect interesant l-a făcut vara aceasta, Târgul Asociațiilor din municipiul Vaslui, unde am întâlnit mai multe asociații, cu mai mulți președinți, cu o diversitate, în care împreună eu cred că vor continua proiectele frumoase alături de primăria municipiului Vaslui. Ce să vă mai spun, este un atelier muzical mă ocup la Biblioteca Județeană Nicolae Eminescu Spătarul. În fiecare miercuri începând cu ora 14:30 așteptăți copiii cuprinse între 7 și 14 ani
Și pe viitor vom dezvolta, cred că, acest proiect cu atelier muzical, unde gratuit pot veni și să petreacă timp acolo în bibliotecă, timp frumos, calitativ. Mai sunt multe de discutat și aș mai vorbi, dar deja am depășit timpul alocat emisiunii și asta fără publicitate. Dar pentru a primi niște răspunsuri, pentru a mai sta împreună cu acești copii minunați în studio, trei dintre ei au dispărut încet, încet. Cei mai mici. Da, cei mai mici, pentru că răbdarea lor nu este la fel cu a noastră. Alături de noi astăzi, dragi prieteni, Andra Vicol, Mircea Chiroșcă, Carina Furcoi, Natalia Pricop, Maria Lăcătușu și Natalia Apostu au fost și ne-au cântat și ne-au bucurat sufletele și, bineînțeles, doamna profesor Carmen Trufia. Vă mulțumesc pentru prezența în studio și vă mai aștept cu dragă inimă. Cu drag. Venim. Dragi prieteni, încă o dată salutări tuturor. Vă mulțumesc încă o dată. Vă aștept și mâine seară la Stăm de Vorbă, tot aici pe Smile FM, după ora 18, să stăm de vorbă cu Macovica. Vorbeam și ieri, v-am povestit așa în mare, că a fost și a avut niște experiențe și cum ușa postului nostru de radio este deschis oricui, nu neapărat că e soția, că e verișor, prieten și așa, oricine vrea să vină să vorbească aici la radio, poate să o facă. Asta este scopul, ăsta este scopul acestei emisiuni până la urmă, să stăm de vorbă și să ne bucurăm împreună, că suntem împreună, în primul rând. Hai să vă salut încă o dată, vă doresc să aveți parte de o seară extraordinar de plăcută în continuare și nu uitați, intrați pe canalul nostru de YouTube, să dați subscribe și să apăsați clopoțelul, pentru că odată ce o să vină seara, cam într-o oră și jumătate așa, în exclusivitate, veți avea parte de ceva foarte tare în premieră pentru Vaslui. O să avem un fel de canal din ăsta să mai luăm pulsul așa. Deja v-am spus prea multe. Să ne auzim cu bine și mâine seară, tot așa după ora 18. Nu uitați, mâine dimineață sunteți cu Emionașcu de la 7 la Morning Smile, cu Andrei Dumitrașcu de la 10 la Smile and Shine, vine Clara Andrei după 14 la Daily Smile, eu revin după 18 și nu uitați că în timpul nopții aveți cea mai bună muzică de dans, de noapte, de orice vreți voi, rezultată din colaborarea noastră cu cei de la Space FM România. Salutări tuturor, să aveți o seară bună, plăcută, să aveți grijă de corpurile voastre, fiți mai buni că e gratis și să ne auzim și să ne revedem cu bine. Haidi, pa! Oh.